În funcție de versiunea vehiculului, acesta poate fi echipat cu un sistem electric de control al scaunului, cu scaune cu masaj și sau scaune cu încălzire. Dacă beneficiezi de comenzi electrice, poți utiliza acest contactor pentru a înclina spătarul spre înainte sau spre înapoi. Pentru a regla scaunul pentru confortul părții inferioare a spatelui, apasă pe acest buton din stânga sau din dreapta, de sus sau de jos, pentru a crește sau a reduce nivelul de susținere oferit. Dacă împingi acest contactor spre înainte sau spre înapoi, scaunul se va deplasa în poziția corespunzătoare. Pentru a ridica sau pentru a coborî perna scaunului, ridică sau coboară partea din spate a acestui contactor. Pentru siguranța ta, realizează întotdeauna aceste reglaje atunci când vehiculul este staționar. Utilizează acest contactor pentru a deschide meniul scaune din sistemul multimedia OpenAR Link. Acesta îți oferă acces la funcția de masaj și la funcțiile de reglare a scaunelor șoferului. Poți activa funcția de masaj a scaunului de pe ecranul central sau prin apăsarea lungă a contactorului de pe scaun. Acum selectează programul de masaj dorit, apoi reglează intensitatea. De asemenea, poți activa sau dezactiva funcția de acces facil la scaun. Dacă această funcție este pornită, scaunul șoferului se retrage în mod automat atunci când acesta iese din vehicul. Scaunul revine în poziția inițială în momentul întoarcerii șoferului. Dacă activezi opțiunea Raport, setările apar pe ecran de fiecare dată când șoferul își reglează poziția scaunului. Cu contactul pus, apasă contactorul de pe scaun pentru a activa încălzirea scaunului. Cei trei martori luminoși din contactor se aprind pentru a te informa că sistemul de încălzire funcționează la putere maximă. Apasă din nou pe acest contactor pentru a reduce temperatura, iar cei doi martori luminoși se aprind. Apasă din nou pentru a reduce încălzirea la puterea minimă. Acum va fi aprins un singur martor luminos. Pentru a dezactiva încălzirea scaunului, apasă pentru a patra oară pe primul contactor. În funcție de setările personalizate pe care le-ai ales, poți activa scaunele cu încălzire și de la butonul favorite de pe volan.